Bună dimineața, Florin, bună dimineața tuturor. Vorbim despre Blue Monday de vreo 15 ani, însă anul acesta poate ar trebui să acordăm ceva mai multă atenție, pentru că suntem și în pandemie și deja avem destule neajunsuri care ne fac probleme. Vorbim cu Jenny Chiriac, psiholog și psihoterapeut, despre cum putem depăși această zi și, desigur, cum ne putem încărca cu optimism, astfel încât fiecare zi să fie una bună și să uităm total de această tristețe pe care aduce Blue Monday. Neața! Dimineața de multe ori depinde foarte mult de ritualul nostru de seară și ritualul nostru de trezire. Dacă ne trezim cu neața, ceilalți ne contaminează cu zâmbetele lor și cu glumele lor și ieșim un pic din starea noastră de dimineață. Dacă nu, o cafea bună, o melodie preferată, oamenii din jur și iubirea pe care ne-o acordă familia sunt lucruri care ne pot ajuta să trecem peste primele momente. După aceea un to-do list, pentru că dacă ne aducem aminte de ce avem de făcut și nu neapărat de cum ne simțim, le dăm jos mai repede. Specialiștii recomandă pur și simplu să evităm amânarea alarmei și cântarea alarmei la nesfârșit, pentru că dă o stare proastă și ne afectează pur și simplu starea generală, tocmai datorită faptului că practic conștientizăm ce nu vrem să facem în loc de ceea ce vrem să facem și atunci automat are impact asupra stării generale. După aceea vorbim despre ceea ce înseamnă pur și simplu mobilizarea noastră de cu seară, când ne facem un pic o igienă a minții. Dacă suntem într-o relație de cuplu și am avut o stare tensionată, poate este bine să alegem să ne ducem la culcare împăcați. Fiecare în varianta personală de împăcare. Pentru că suntem unii dintre noi care atunci când explodăm, ne descărcăm și unii dintre noi implozăm pur și simplu și dimineața corpul nostru, mintea noastră ne pot spune diferite, să zicem, lucruri mai puțin plăcute. În același timp trebuie să ne aducem aminte că avem cel puțin două surse interne. Dacă mintea noastră nu merge bine, corpul nostru merge bine și atunci dacă ne punem în mișcare, mintea noastră se duce după corp. Dacă corpul nostru este un pic mai ofilit, ca să zicem așa, mai zbuciumat de un somn întrerupt sau de un somn mai agitat, mai apăsător, atunci mintea noastră, firește, are modalități prin care se poate agăța, cum spuneam mai devreme, de o cafea bună, de un ritual care de fapt vine și ne crește, să zicem, starea de bine. Și atenție, mi-aduc aminte de cineva care spunea că fără un antinevralgic nu este o persoană normală. Nu chiar genul acela de ritualuri, ci pur și simplu obiceiuri sănătoase care să ne ajute pe noi să ne începem ziua cât mai frumoasă. Avem motive să credem că această zi Blue Monday este reală și nu o campanie de marketing, pentru că așa a început la bază, era un fel de a promova vacanțele în luna ianuarie. Dacă noi cumulăm, să spunem, emoții negative și gânduri negative, orice zi poate să fie o zi proastă și orice perioadă poate fi o perioadă proastă. Însă, ce este important este să luăm mesajul dintr-o astfel de zi, să ne aducem aminte că într-o formă sau alta, undeva în background, oricând poate să existe o stare mai puțin pozitivă și că e de datoria noastră să încercăm, fie cu ajutorul specialistului, fie cu ajutorul tuturor persoanelor din jurul nostru, să ne creștem starea de bine în așa fel încât să nu cultivăm emoția negativă și să o cultivăm pe cea pozitivă. Mulțumim tare mult, Jenny Chiriac, psiholog alături de noi. O să luăm sfatul, facem cafeaua bună și rămânem pe neața, pentru că în mod evident o să avem o zi bună în acest fel și vom uita total de acest Blue Monday, care, atenție, are doar 24 de ore, așa că să fim răbdători, va trece și aceasta. Cam acestea au fost informațiile, dragilor.